Salutare, dragii mei, Broadheader aici. Îmi cer scuze pentru lumina scăzută, dar este seară, exact cum v-am promis, la Archery Night, la cheile Dobrogei. Am să testez lumenocurile. Am niște lumenocuri vechi pe care le-am de prin 2014-2015. Am primit și lumenocuri noi. Distanța de la mine până la țintă, cred că am în jur de 130 de metri. Și vreau să vă arăt cât de mișto este să tragi de la înălțime în jos. Așa că vă las cu camera de sus și voi de acolo puteți să vedeți. N-am să dau zoom, să se vadă imaginea în clar. Hai să dăm cu prima săgeată. Ținta mea este undeva jos, luminată, ce vedeți cu portocaliu. Am să încerc să văd ce reușesc. Near miss. Bun, a fost destul de aproape aia. Cred că e la un metru în fața țintei, cam așa. Am pus pinul galben. Pinul galben l-am pentru 50 de metri. Nu, l-a lăsat și stins. Cred că de la impact. Nu, mai jos. Trebuie să iau mai sus. Gata, asta e ultima. Ultima din setul de 6 săgeți. One lumenoc turned off. So I guess it was one of the ones from China. Aproape, aproape, aproape. Super tare. Asta a fost Archery Night de la cheile Dobrogei. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Celor care au venit cu mine, le mulțumesc și lor. Sunt acolo jos. N-am să mai trag pentru că se lasă întuneric și pierd lumină. Deja am dat ISO undeva pe la vreo 6-7000 de unități. Și cu cât dau mai mult, cu atât imaginea va pierde din calitate. Până data viitoare, Broadheader aici, promotorul tirului cu arcuri în România. Cumpărați-vă arcuri. Trageți cu ele, filmați-vă, urcați pe net și fiți cu minte, nu cu minți. Salut!